Acum suntem în turnul locuință. Cel mai important punct și care a rămas și în picioare și se poate vizita. Majoritatea lumii crede că de fapt asta e cetatea, de fapt este numai turnul locuință. Acum 2000 de ani au fost cuceriți de către romani, daci care locuiau această zonă și de atunci n-a mai fost locuită. Ce se vede acum sunt cele mai palpabile, palpabile și vizuale resturi care au rămas. Cetatea era foarte mare, era locuită dinaintea lui Burebista. Probabil că a fost centrul unei uniuni de triburi datorită faptului că a fost găsite matrițe și consoane, se bătea moneda aici în zonă. Și cetatea este foarte mare. Am încercat să o facem cât mai accesibilă publicului larg. Încercăm să găsim și sponsori și voluntari care să ne ajute în continuare. Bineînțeles că noi cât putem face, o să facem mai departe. Și e o zonă în care cu siguranță veți simți bine, datorită faptului că e ușor accesibilă, unul dintre cele mai accesibile cetăți din tot sistemul. Ce are special cetatea dacică de la Tilișca pentru zona veche, asta? E mai veche decât Sărmise-Getuza. Centrul unui de triburi datorită faptului că s-au găsit matrițele, care cu siguranță ne arată importanța locului, pentru că în altă parte nu s-au găsit. Așa. Știm că daci băteau monedă, replici. Aici am găsit și dovada. Din punctul ăsta de vedere e foarte important. Controla zona de sare de la Ocna Sibiului, depresiunea Sibiului, zona Setașelor și drumul peste Carpați spre sud, spre sudul României. Dai, fără grijă! Fără grijă! Așa, dai!